Val-de-mal, val-de-apă moale, pe nisipuri goale, de la umbră spre lumină, legănare lină. Ce șoptești, poate-mi spui povestea tinereții tale. De la umbră spre lumină, cum își face cale, Val-de-mal, spune-mi unde duce drumul de răscruce. Către umbră sau lumină, cum să-l știu în ceasul târziu? Tovarășa, Gicule, ați obosit așteptând. Mai avem ceva la Neptun cu trei paturi. Neptun. Buletinul și tichetul. Da, imediat. Monica Holban. E departe? Dacă așteptați o clipă, mergem împreună. Hotel Neptun. Cine știe să aștepte, are noroc. N-are prea mare importanță. Sunt așa de obosită încât aș dormi și pe plajă. Ați mai fost la mare? Nu, n-am mai fost de vreo 8-10 ani. Poate chiar mai mult. Ce mulți tineri sunt pe aici. Ei să fie fericiți. Vă mulțumesc mult. Panait mă cheamă. Gheorghe Panait. Și dacă aveți nevoie de ceva, știu eu, mă găsiți oricând la birou de turism. Uh-huh. Somn ușor. Noapte bună, domnule Panait. Intră, neîncuiat. Bună seara. Bună seara. O cauți pe Vera? Pe Vera? Nu. Eu trebuie să dorm aici. Am cazare. Cazare? Le-au spus ei că o să ne mai bage pe cineva. Să nu rămân un pat neocupat. Credeam că a uitat. Mă rog, dacă trebuie, mai bine tu decât altcineva. De ce stai acolo? Pe mine mă cheamă Ada. Pe tine? Monica Holban. Monica, perfect. Am o verișoară tot Monica. Nu, nu, nu. Ăsta e patul tău. Iartă-mă că am stat pe el. Habar n-aveam că vii astăzi. La București se topește asfaltul, e căldură îngrozitoare. Și aici, slavă Domnului. În prima zi Vera a făcut insolație. Să te ferești. Deși e septembrie. Am venit acum pentru că mi s-a spus că nu mai e multă lume. Vreau să mă odihnesc. Unde, la mare? Imposibil. Eu mă întorc la București mai obosită decât am plecat. Sunteți din București? Da. Adică, de fapt, nu. Sunt din Ploiești. Vera e din Brașov. Dar vrem să dăm la București. La ce? La construcții. Tu ce ai făcut? Eu n-am făcut facultate. Aha. Și acum ce faci? Lucrez într-un birou.
Ei, nu trebuie să te necăjești. Uite și noi. Mai devreme sau mai târziu, tot într-un birou o să ajunge. Mai vrei? Nu, mulțumesc, mai am. Hai, dragă, ce face? Hai, Monica, are dreptate Vera. Ne-am cam luat cu vorba. Nu, e prima zi. Pe mine nu mă așteptați, eu viu ceva mai târziu. Stai, hai, repede, repede. Hai, da. Mișcați-vă și voi. Mersi. Toate astea? Da, ce e greu? Hai și tu, și tu. Dar astea cui le lași? Dar ce, vă mutați de aici? Monica, pa! Pa, pa Monica! Pa. Sărut mâna! La revedere! Atențiune, atențiune! Reamintim că duminică, Oficiul Național de Turism organizează turul de noapte al litoralului. ONT-ul vă invită să participați în număr cât mai mare la excursiile sale. Atențiune, atențiune! Copilul Adrian, în vârstă de 3 ani, blond, mășuță albă, pantalon cachi, s-a pierdut de pe lucrul său. Rugăm pe cei ce l-au găsit să-l aducă la stația de amplificare. Repetăm. Copilul Adrian, în vârstă de 3 ani, blond, cu mășuță albă, pantalon cachi, s-a pierdut de părinții săi. Rugăm pe cei ce l-au găsit să-l aducă la stația de amplificare. Simți mai bine? La ce etaj e? La 5. Ți-e rău? Aha.
În asemenea cazuri, aerul marin e foarte bun. Numai că trebuie luat cu lingurița. Nici soarele prea mult nu e bun. Trage puțin pantaloni. Iar dumneavoastră, doamnă, dacă vă interesează atât de mult sănătatea soțului, de ce l-ați lăsat să înnoate? Nu, nu e vina soției mele, domnule doctor, e vina mea. Soția mea e o sportivă. Îi place foarte mult să înnoate. Întotdeauna a notat mai bine decât mine. Niciodată n-am reușit să o ajung. Bine, acum nu să te liniștești. Îmbracă-te. Și mâine vă duceți la Constanța. O să vă plimbați pe sub copaci, o să stați pe vreo terasă, orice apară de soare. Numele dumneavoastră? Radu Andreescu. Ai auzit cum vă ce-a spus domnul doctor? Profesia? Inginer. Deci mâine mergem la Constanța. Nu, iubita? Luați dumneavoastră medicamentele? Nu, nu. Le ia soția. Te rog, draga mea. Ai, ia, doctorie. N-am înțeles exact ce a spus doctorul. Ce fel de boală ai avut? O poveste lungă. O invenție. O invenție? Trebuie să fac multă vreme experiențe până să fiu sigur de rezultat. A fost prevăzător și, cum să spun, am obținut rezultatul, dar m-am otrăvit, dacă vrei. Acum sunt într-un fel de convalescență, adică n-am voie să fac eforturi prea mari și așa mai departe. Și dacă n-ai voie să faci eforturi prea mari, de ce te-ai ținut după mine? Voiam să te ajung. M-ai speriat? Voiam să te sperii. Voiai să mă sperii. E bine, m-ai speriat, ești mulțumit? Sunt. De ce ai plecat? Unde am plecat? Adina o să fie aici, lângă mine. Dacă asta îți face bine? Nici nu-ți închipui cât de bine îmi face. Și importantă invenția asta ta? Destul de importantă. Un procedeu economic. Sunt un inventator în valoare de milioane de lei. Multe milioane. Sunt. Serios că sunt. Hai, culcă-te. O să adorm într-o clipă. Nu pleca! Nu plec. Vreau să adorm și tu să te uiți la mine. N-ai febră? Nu, n-am. Atunci mâine. Mâine ce? Păi, când vii să te iau? De ce să mă iei? Să mergem la Constanța. N-a spus așa doctorul. Vino când vrei. Dar acum ator. Thank you.
merge mai departe? Nu. Mai bine ne așezăm jos. Ai obosit? Nu. Dar îmi place să privesc mare. De câte ori mă uit la ea, prima senzație uimire. Asta mi-a rămas din copilărie. Cum se poate aduna atâta apă într-un singur loc? Marea mi se pare de necrezut. Puțină fizică, puțină chimie și atât. Toată frumusețea asta nu rezistă unei analize de laborator. Și ce rost are o asemenea analiză? Poate n-are niciun rost, dar așa e știința. Uite, de pildă, te uiți la o femeie frumoasă. Și sub frumusețea ei vezi scheletul. Mai mult decât atât, fierul, carbonul și celelalte elemente care se adună și se compun ca să facă umeri, ochi, gură. Așa e viața. Arta deasupra, știința de desubt, tot ce e frumos pe din afară e urât pe dinăuntru. Și tu? Tu ești urât pe dinăuntru? Adică vrei să spui că sunt frumos pe din afară? Nu, dar vreau să știu cum ești pe dinăuntru. Să mergem, să mergem. Ai puțină răbdare? Puțină răbdare și vreau să-mi sunt. Seria, da? Nu mi-a plăcut niciodată. Când eram puș, mă țineam după tata. Tata vâna. Aveam o casă la țară, dar eu eram mai mult în pădure. Visam să devin inginer silvic. Și acum, fiecare copac la care mă uit, răsună în mine ca un reproș. Te-ai mai simțit rău? Nu m-am simțit atât de bine de nu mai țin minte câtă vreme. Să fugim. Și e important de asta, da? Invenția mea, fii atentă. Da. Așa se pare. Numai care nu-i inconvenient. Care? Distruge țânțari. Țânțari? Da. Produșii chimici pe care eliberează aplicarea invenției mele distrug țânțari. Nu râde, e foarte grav. Bine, dar dacă distrug țânțari, asta înseamnă că e bine. Înseamnă că nu mai e malarie. Teoretic. Dar dacă distruge o specie animală, orice specie, fie chiar cea mai dăunătoare, provoci un dezechilibru în natură. Doamna. Uite ce frumoasă e mare. Nici n-ai crede că suntem în septembrie. Nici o grijă. Peste două luni va fi din nou urât. Peste două luni. Doamne, ce târziu s-a făcut. Aici m-am obișnuit să mă culc de vreme. Și astăzi cred că am umblat pe jos cât într-o săptămână la București. Și tu ai obosit, nu? Eu? Eu nu. Ce s-a întâmplat? Un țânțar. În orice caz, fii liniștit, invenția ta nu și-a făcut încă. Ai fost bolnav. Să te duci imediat să te culci, auzi? Atunci pe mâine. Monica! Eu am trâncănit atâtea despre mine, tu nimic? Nu știu ce să spun despre mine. Eu sunt o femeie obișnuită. În orice caz, nu valorez milioanele. S-ar putea întâmpla să valorezi mult mai mult. Monica! Ne vedem? Caută-mă. Am să te caut. Thank you.
Alo? Alo, Radu? Da, eu, cine e? Eu sunt. S-a întâmplat ceva? Nu. Adică da. Trebuie să te văd, chiar acum. Ce s-a întâmplat? Nu, nu s-a întâmplat nimic. Însă trebuie să te văd. Bine, vină aici. Poftim. Da, vină aici la mine. La tine? Da, bineînțeles. Intră, nu e încuiat. Iartă-mă, mai am puțin. Nu credeam că o să vii așa de repede. Termin într-o clipă. Tu trebuie să mă ierți pe mine, nu te grăbi, te aștept. Sunt gata într-un minut. E voie? Intră. Bună seara. Bună seara. Bună seara, Româna. Bună seara. Sunt gata. Te-ai plictisit așteptând. Nu. Dar ești atât de bine pregătit încât îmi vine să cred că... Știam că ai să vii. Nu, nu știam. Speram. Adică, nădăjduiam că ai să vii. Și totuși, ce s-a întâmplat? Nimic deosebit. N-am putut intra în casă. Mai târziu am să pot intra, am să mă pot culca, am să pot dormi. Avem nevoie numai de câteva minute de compania ta. Știu eu... Nu crezi că ar fi mai bine să mâncăm? Discutăm și la masă. De ce ai comandat șampanie? Sărbătoriți ceva? Nu, încă n-avem ce sărbători. Atunci? Se spune că este o băutură foarte bună pentru... îndrăgostiți. O băutură foarte bună pentru îndrăgostiți. Vrei să spui că noi suntem îndrăgostiți? Adică îndrăgostiți unul de altul? În orice caz, nu găsești că ne purtăm ca și cum am fi? Iartă-mă. Te-am întrerupt. Hai, spune mai departe. Da, și când am intrat? Știi, nici nu m-am gândit să bat la ușa, am intrat. La început nu mi-am dat seama, era semi-întuneric. Și era numai Ada cu un tânăr. Adică Ada era împreună cu un tânăr, înțelegi? Da, înțeleg. Ada era împreună cu un tânăr. Da, și la urma urmei, de ce nu? Ada-i tânără să-și trăiască tinerețea. Ar fi o prostie să nu-și trăiască tinerețea, nu? Doar sunt tineri. Noi nu suntem tineri. Poate tu. Tu ești atât de tânăr. Bine, dar aveam amândoi aceeași vârstă. Da, sigur, vorbesc prostii. Uneori mă simt așa de tânăr, mai ales când văd oameni mai în vârstă lângă mine. Dar când te uiți la ăștia care cresc acum, noi suntem de-a dreptul bătrâni. Ce este? Vreau să văd dacă ne mai putem purta și noi ca niște tineri. Ce-i cu tine, Monica? Nimic. Nu mă lua în seamă, sunt treacă. Bună dimineața. Nu mă mai recunoaște. Bună dimineața. Ce face o odihnă dintr-un om? Arătați splendid acum. Vreau să spun că arătați splendid și când ați venit. Dar păreați mai obosită. Ești foarte amabil, dar iartă-mă, trebuie să fug.
Sigur, sigur. Cu ultravioletele, eu să nu înțeleg. Sărut mâinile. Plajă plăcută și să ne vedem cât de curând. Odihnă plăcută. Mulțumesc, la revedere. Sărut mâinile, la revedere. Chiar când sunt bătrân, par foarte tineri. Să știi că ai vârsta pe care vrei să o ai. În fond, trebuie să te hotărești dacă vrei să îmbătrânești sau vrei să rămâi tânăr. Să vrei să rămâi tânăr. Foarte mulți oameni susțin teoria asta. Dar cât reușesc? Uite, înainte de a veni aici, am fost la Ploiești, la niște mătuși. Cam tot ce mi-a rămas din familie trăiește acolo. Nu le văzusem de multă vreme. De foarte multe. Mă întrebam câte din ele mai trăiesc. Niște femei de vreo 85 de ani, de 90 de ani. Mă rog, niște babe. Le-am văzut. Și ce crezi? Toate erau sprintene, pline de viață, energice, vorbărețe, gătind, durfind, cercându-se între ele, ca la 20 de ani. Femei care au pierdut în ultimul război soți, părinți, frați, copii. Până și moartea se sperie de asemenea vitalitate. Într-o zi, vine una. Ați auzit? A murit fără costică. Fără costică? Nu. Cum e? Câți ani avea? 68. 68? Tânăr, măiță, tânăr. Cum ți se pare? Fantastic, da. Între ele 68 înseamnă tânăr. Părinții te stau tot la Ploiești? Nu, au murit. Am murit în război. Tata n-a fost pe front. Era invalid. Din celălalt război. Împreună cu mama erau în tren, spre Ploiești. Era aglomerat. Ocupaseră cu greu un loc. Când a sunat alarma, n-au coborât din tren de teamă să nu-și piardă locurile. Americanii au bombardat Gara de Nord. Era în 4 aprilie. Îngrozitor. De ce? Au murit și doi oameni. Pe lângă alte 18.000. Sărbătoresc? Mâine se întorc acasă. E ultima lor seară. Peste două zile e ultima mea seară. Asta înseamnă că stai în total 9 zile. Da, 9 zile. Dar cât concedai tu prin lege? 16 zile. Și tot nu vrei să-mi spui unde lucrezi? N-are niciun rost să spun. Și așa știi prea multe despre el. În orice caz, munca mea n-are nicio legătură cu știința. Din potrivă. Atunci cu ce are? Cu arta? Mai degrabă. Nu cumva e scriitoare. Acum au apărut o groază de femei care scriu. Într-un fel sunt scriitoare. Capului, Neptun. Va fi al meu? Al meu de tot? Pot să-l iau cu mine?
Și trebuie neapărat să pleci mâine. Altfel îmi pierd slujba. Misterioasa slujba. Iartă-mă. Am uitat că ți-am promis să nu te mai întreb. A fost frumos, nu? Foarte frumos. Cât de frumos. Atât de frumos încât nu se poate crede. Totul. Și eu? Și tu. Mai ales tu. Nu ți se pare? N-am reușit niciodată să deosebesc părerea de adevăr. Tata îi spune uneori mamei, de seară plăcută, ca înainte de război. Și acum eu îmi spun, a fost o seară foarte plăcută. Nu știu ce se întâmplă cu noi doi. De câte ori suntem împreună, ajungem să vorbim lucruri foarte grave. Nu pleca mâine. Trebuie. Am să mor mâine în același tren cu tine. Dacă faci asta, să știi că nu ne mai vedem niciodată. Te așteaptă cineva la București? N-are niciun rost să-ți spun dacă mă așteaptă sau nu mă așteaptă cineva. Nu știu despre tine nimic. Nimic. Telefonul tău! Spune-mi numărul. Nu mai e niciun minut. Dă-mi numărul. N-ai să-l ții minte. Ba, am să-l țin minte. Dă-mi drumul, mă doare mâna. Numărul de telefon. Numărul. 5551 25. 55 51 25. Ce număr? Că la pompieri. Am să sun și am să stric foc. Rămâna, mama. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Ce ai aruncat acolo jos? N-am aruncat nimic. Te-am văzut de la fereastră. S-a părut că ai aruncat ceva. Ți s-a părut. Unde era Luca? În dormitor. Se gătește. Mamă, bine ai venit. Bine te-am găsit. Parcă ți-am interzis să te machiezi. Mamă, și tu? Unde te duci? La Mariana, la un ceai. Numai de ceaiuri vă țineți. De-aia nu mai citești o carte. Mamă, e ultimul ceai din vacanță. Păi mâine începe școala. Arăt bine? Să știi că o fată de 16 ani nu trebuie să-și facă ochii ca să arate bine. Nu vreau și eu să fiu frumoasă odată ca tine. Ești destul de frumoasă și așa. Tatăl tău mă certa de fiecare dată când mă dădeam cu ruși pe buze. Dacă tăticul e un încuiat, trebuie să fii și tu. Hai, spune-mi, sunt frumoasă? Sunt frumoasă, sunt frumoasă, sunt frumoasă, sunt frumoasă, sunt frumoasă. Vai, sunt frumoasă. Ești. Numai că mi se pare că ai cam slăbit. Da? Ia, spune, cum ați dus-o fără mine? Unde-i gelul? Nu știi, la baschetul lui. A,
Mi-a spus să-ți spun bine ai venit. Da, gata, fug. Pa. Raluca, la 10 și jumătate să fii acasă. Mamă. Am spus 10 și jumătate. Cine te aduce înapoi? Te-am cu Motoreta. Mămico. Da? N-ai câțiva bani să am la mine, gelul mi-a luat pe toți. Cum? E. Mamă, n-ai niște bani să-i dau Raluca-i? Bogdan să conducă încet, să nu facă vreo prostie, să-ți ia ție capul. Nici o grijă. Mulțumesc. Vai, mămico. Ce te-ai pronunțat? Splendid, arăți parcă avea 20 de ani. Zău. E gata, am plecat. Raluca, ai grijă să nu te alzezi ca o nebună și să bea apă când ești transpirată. Ai grijă să-ți închei partisiul la zut. Ce e, mamă? Ce te uiți așa la mine? A telefonat avocatul ăla. Aronescu? Da. Și ce a spus? A întrebat când vii. A spus să-l cauți mâine la tribunal. Bine. L-am văzut pe Mihai acum câteva zile. A fost aici? Nu, nu. L-am întâlnit întâmplător pe strat. Monica, ascultă-mă și pe mine odată. Sunt femeie bătrână, am învățat ceva trăind în lumea asta. Împăcați-vă. N-are niciun rost. Și asta o spui tu de la tine? Nici bună ziua nu ne-am spus, asta mi-e crucea. Ar fi mai bine pentru toți. Pentru care toți? Pentru mine? Să stau iar în iadul în care îmi s-a dat atâtea ani. Lasă-mă, mamă, mai bine să fac o baie. Bună dimineața. Bună. Mi-am făcut cafeaua din aur, așa că m-am gândit să-ți fac și ție una. E gata într-o clipă. Mulțumesc. Ia uite cum plouă. Gata. Toamnă de binele. Ce cu florile astea, mamă? Le-am găsit jos când veneam de la piață. Nu știu cine le-a lăsat acolo. A fost milă de ele. Vedeam că încep să se ofilească. Uite și pachetelul tău și vezi să nu întârzi și să te îmbraci bine. Cu ploaia asta s-a făcut răcoare. Mamă, pentru dumneata eu n-am mai crescut deloc. Niciodată n-ai știut cum să te îmbraci. Și pentru mine, tot mică ai rămas. Mâinile. M-a trimis pulber să vă dictez ceva. Poftiți, luați loc, tocmai am terminat. Îl publicați pe Ramolitu, ăsta e un dobitoc. Parcă eu îl public. Ăsta n-are nicio treabă cu poezia. Vă rog, dictați, că am foarte multe lucruri de scris. Da.
dați-mi să văd. Poate e scris citesc și nu mai e nevoie să vă obosiți cu dictatul. Dumneavoastră, scriitorii, sunteți atât de nervoși că totdeauna mă zgâliți. Mă și mir cum reușiți să citiți ce a scris. Artistul este o fire complicată, adesea irațională, cu multe zone de întuneric. Nu-i așa? Și scrisul, scrisul e cum e omul. Dictați. Mă târăsc. Ca de vers. Singur. Ca de vers. Îmi sfârșit. Cap. Trupul. Cap. Mă târăsc. Cap. Mă. Cap. Târăsc. Cap. Re. Cap. Ce-i de bandada asta? Nu placă nimeni, n-ați auzit că ni s-au întors două pagini înapoi? Doamne Holban, cam grăbit în prima zi de slujbă. Spune-mi, de ce n-ați venit ieri? Nu trebuia să vă prezentați la idee? Nu, domnule Spulber. Am avut concediu până azi. Și știți asta foarte bine. Trebuia să veniți după două săptămâni și au trecut mai bine. Nu, după 16 zile. Atât am dat dreptul legea. Da. Și am venit după 16 zile. 16 zile? Da. Da. Nu vă faceți că nu știți, tocmai dumneavoastră, care aveți trei calendare pe birou. Trei calendare? Da, și dacă vreți să-mi găsiți nouă de papără, măcar nu o faceți în prima zi. Da. Hai, dictați. Da. Mai întâi, articolul de fond. Reproclamarea funcției lirismului ca expresie a emanației afectivo-meditative. V-ați pronunțat așa de tare încât am crezut că au trecut trei săptămâni, nu două. Reproclamarea funcției lirismului ca expresie a emanației afectivo-meditative. Sunteți și mai frumoasă. Nu mă mai țineți de vorbă. Că pe urmă tot dumneavoastră să-mi face scandal dacă o să întârzi. Mai bine dați-mi să scriu singură. Credeți-mă, este foarte necesar. Tocmai dumneata mă sfătuie să ne întâlnim și să ne tocmim. Numai vederea mea îl poate duce pe acest om la orice violență. Nu, dumneata nu poți înțelege oricâtă experiență ai avea. Eu înțeleg mai mult decât credeți dumneavoastră. Mi-ați spus că are o legătură cu o femeie mai tânără cu care vrea să se căsătorească. Da. Că banii pentru copii, cum s-ar spune, i-ați stors de la el. Așa e. Că nu-l interesează copiii. Așa e. Bun. Să mergem mai departe. Vă interesează copiii dumneavoastră? Dar ce amestecau copiii aici? Vedeți, doamnă, dumneavoastră ați venit la mine târziu, când adversarul avea de acum un avantaj serios asupra noastră. El a strâns mărturii, a găsit martori, să știți că are un avocat priceput pe Friedman. Îl cunosc de mult, suntem aceea serie. Specialist în divorțuri. Ce amestecau copiii? Dacă totul nu e decât o manevră ca să vă chinuiască, sigur că nu o să-i convină ca tribunalul să hotărască în favoarea lui, dar deocamdată are șanse mari să câștige. De aceea trebuie să cădeți la învoială. Ce spune fiecare la tribunal? Martorii? Mă rog. Dar-i monstruos! Tot cu el să cad la învoială. Și mă rog, cum ar putea să-mi ia copiii? Motivul e limpede. Imposibilitatea părintelui tutore de a asigura material o existență normală copiilor pe care îi are în grijă. Simplu. Dar hai, să mergem. Cred că au și sosit. Hai. Și n-ar fi exclus când o să discutați să vă ceară niște bani. Lucru foarte firesc, la urmă. Desigur. Cum tot el să-mi ceară mie bani? Duceam foarte greu. Și afară de asta, o fată trebuie să se mărite, nu? Părea om cinstit,
Avea leafă. Leafă. Avea leafă. Acum toată lumea are leafă. M-am măritat la 16 ani. El n-avea decât 24. În primul an de căsătorie, un copil. În al doilea an, alt copil. Și asta ca să mă țină strâns legată de el. Să nu cumva să-i scap din mână. Și pe urmă s-a arătat un caracter imposibil. M-a chinuit ca pe Hristos. Și atunci tu n-ai avut nimic de zis. Vedeai ce se întâmpla și tăceai. L-ai luat din dragoste. Și pentru că l-am luat din dragoste, trebuie să plătesc toată viața? Spune-mi, trebuie să plătesc toată viața? Dar eu cu taicât? Nici măcar nu l-am luat din dragoste. Și ce viață am dus cu el. Un militar de carieră mai mult plecat s-a mutat în cine știe ce garnizoană prăpădită. Stăteam închisă între patru pereți așteptându-l. Și pe urmă a venit război. Fericită viața am avut, nu? Dar nu m-am plâns. Nimănui niciodată. Venea unul și altul la mine să-mi spună, l-am văzut ieri la cafeneaua cu tare, în restaurantul cu tare, separeu, cu o șanteză, cu o dansatoare. Și ce crezi că le răspundeam? Eu n-am bărbat de lăsat domnule sau doamnă și le trânteam ușa în nas. La urma urmelor, astea s-a ale bărbaților. Oricărei femeie dat să sufere lucruri de astea. Totul e să nu strici casa. Să nu strici casa. Să nu strici casa. Și dacă totuși strici casa, dacă totuși strici casa, ce se întâmplă? Tu nu te uiți cum cresc copiii ăștia. Și dacă cresc așa cum cresc, mamă, e tot vina mea? Gelul e la vârsta la care nu-i place casa. Ramuca învață. Învață. Dacă începe să-și dea pe la ochi, nu mai duce mult cu învățatul. Și dumneata ce vrei să fac, mamă? Ăsta este primul concediu pe care mi l-am făcut. Pâinea pe care o mâncăm toți este din ochii și din degetele mele. Ce vrei? Ce vrei să fac mai mult? Să mă îmbolnăvesc? Monica! Unde te duci? Mă duc să iau puțin aer. Sper că la atâta lucru am și eu dreptul. A, uite ce frumoasă e a ta! Ha-ha! Stai. Ia să vedem. A, Monica, scade o întâlnire. Uite, vezi încrucișarea asta? Foarte apropiată, la care nu cred că te aștepți. Sper că nu cu Mihai. Nu știu, draga, asta nu se vede. Și... Opa, 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 vezi linioara asta? Hă? Linioara asta, așa, rotundă, da. Vezi? Un da. Drum lung. Și cum se termină? Nu se termină. Asta nu se vede. Și... O... Pata asta neagră, vezi? Da. E. Precis, te ceri cu cineva. Da... Precis, te ceri cu cineva? Nu mă cer cu spulber în fiecare zi. Ah, tot vă mai certați. Da, de ani de zile ne certăm. Uneori e așa de amabil că devine suspect. Cred că până la urmă mă îmbolnăvesc de nervi. Pe curând, de la un drum scurt, o întâlnire cu bărbatul de dobă, femeia de verde. E fantastic, drag, uite și aici îți cade întâlnire. Gina, 1, 2, chiar 3, 4, 5, 6, 7. Când sunt de bine, cred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dragă, să știi că nu-i Mihai. Slavă Domnului. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fost îngrozitoare reîntâlnirea. 7. Nu v-ați înțeles. Nu. Parcă e bolnav de câtă ură ați strâns în el. 5, 6, 7. Uneori mă întreb dacă am să mai pot înțelege vreodată un alt bărbat. 7, surpriză. Știi, mă uit pe stradă la câte unul. 7. Are ochi, are picioare, mâini, se mișcă. De ghindă. Uneori îmi și place puțin. Surpriză în casă. Dar întotdeauna mă întreb, ce-o fi înăuntru lui? Șapte, nu, e formidabil, draga, spune, este formidabil, fii atentă, uite. Ce faci, pleci? Trebuie. Monica, după atâtea luni de când nu ne-am văzut, se poate. Mai târziu, mă așteaptă acasă. Acasă, o așteaptă acasă. Pa, dragă. Pa. Și, Monica, te rog, nu mai fi ridicolă. Copiii sunt mari, nu trebuie să le porți atâta de grijă. Mai trăiești și tu pentru tine. Da, eu nu trăiesc pentru ei tu. Știi că uneori mi-e teamă că am să mor tânăr? Nu se mor tânăr, asta e acum. Pagina. Pa. Și telefonează-mi, te rog. Uite, telefonează-mi dacă într-adevăr te-ai întâlnit cu cineva. Sunt sigură că n-am să mă întâlnesc cu nimeni, dar tot am să-ți telefonez. Pa. Pa.
Tu ești? Mi-a spus Gina că o să te întâlnesc. Gina? M-a ghicit. Da, o prietenă de-a mea. Cădeai mereu. Cădeai mereu? Da. În cafea și în cărți. Ce cauți aici? Niște lame de ras. Nu m-am... Lame de ras? A, da. E acolo în colț o farmacie sau o drogherie. Nu știu exact, da. Cred că acolo ai să găsești lame de ras. E târziu. Mă așteaptă. Cine te așteaptă? O altă prietenă de-a mea pe care eu n-am văzut-o de foarte multă vreme și acum trebuie să mă duc să o văd. Mă duc să iau o mașină. O mașină? Da. Dar aia ce? E mașina ta. A mea. Mai e mult? Nu, nu. Înainte la dreapta. După colț. Aici? Da. Ești sigură că e aici? Da. Ciudat. Poate nu te-au mai așteptat. Mai cobori? Nu. Cred că nu mai e acasă. Ori poate am încurcat eu ziua. Da. 55, 51, 25. Ca la pompieri. Te-am căutat, dar am înnebunit. Până și la miliție am întrebat. L-am înțeles eu cumva greșit? Nu, însă... Știi, mi s-a schimbat numărul. În lipsa mea. Da, da. Da. Unde te duc? Nu știu. Aici locuiești tu? Ascultă-mi, de ce ai fugit de mine? Nici eu nu mai știu. Ei bine, Monica, ce înseamnă asta? Mamă, tu ești? Unde ești? Eu te întreb ce înseamnă asta. Dar ce vrei să spui? Ce s-a întâmplat? Cum pot să-ți bat joc de tine? Ascultă, mamă, tu mă socotești copil. Dar eu nu mai sunt de mult copil. Dacă nu te gândești la tine, barem gândește-te la noi și mai ales la copiii tăi. Să știi că nu permit să fiu pândită și să mi se ceară socoteală pentru fiecare pas. Am capul pe umeri și știu singură ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac. Acum înțeleg de ce nu vrei să te îmbraci cu Mihai. Mamă, dacă mai pomenești o singură dată despre asta, să știi că eu plec și atunci ce-a făcut. Mamă! Ce faceți aici pentru Neli? Bravo! Bravo! Așa târziu se vine? Unde mi-ai umblat până acum? Ce-i cu tine aici? Cu mine? Păi singurul lucru care l-am aflat este că lucrez undeva în casa asta. Nu te bucuri că am venit? Ba da. Ba da, dar hai să mergem de aici. Nu, vreau să rămânem aici. Vreau să spun ceva foarte important. Las că-mi spui pe drum că... Vreau să spun aici. Uite, florile astea sunt pentru tine. Dar de ce să vorbim aici, să ne audă toată lumea? N-aude că se audă. Nu e ceva rușinos. Ne căsătorim. Nu. Ce nu?
Nu vrei să ne căsătorim? Monica, mă auzi? Monica! Monica, Monica, ce-i cu tine? Și după aia, ce s-a întâmplat? Ce era să întâmple? Nu mai ți-o minte. M-a întrebat dacă nu vreau să fiu soția lui. Și tu? Și tu ce i-ai răspuns? Ce era să-i spun? Ascultă, sper că nu l-ai refuzat. Ah, am înțeles. E, nu, că ești nebună. La urma urmei, divorțul s-a pronunțat, nu? Uh-huh. Tu ce crezi tu că nu v-ați putea căsători? Și copiii? Iar copiii, Monica. Dar de când e o rușine să ai copii? La început mi s-a părut ceva fără consecințe. Mi-am permis și eu să fiu tânăr oplită. Ce rost avea? Știi, când m-ai ghicit tu atunci o întâlnire neașteptată, numai la el nu mă gândeam. Doar m-am încercat să scap, n-am putut. Poate am fost slabă. Și maică-ta? Maică-ta știe? Doamne, nu. E tot timpul la pândă. Doar o afla ceva. E îngrozitor să te ferești de toată lumea. Mama să nu știe, copiii să nu afle nimic. Monica, dragă, îți mai iubesc oamenii copiii, dar tu ești pur și simplu obsedată, dragă. Copiii sunt mari. De ce să nu te gândești tu la tine acum, când mai ești încă tânăr? Hm? Ia uite ce obraj ai. Peste 10 ani o să-ți pară rău. Peste 10 ani. Peste 10 ani, Gelu și Raluca or să fie mari. Dar acum? Au crescut, sunt sănătoși. Nu sunt niște copii nereușiți, dar... Dar încă nu știu nimic despre viață. Tocmai acum să-i lipsesc de mine. O să regret. Precis o să regret într-o zi că ai trăit în felul ăsta. Bei o cafea? Numai dacă poți să-mi ghicești cum o să fie Radu când o să-l reîntâlnesc. Monica. Tu-l iubești. Și ai spus-o și lui. De fapt, până acum câteva vreme nu credeam. Nu-mi puteam închipui că am să mai pot iubi pe cineva. Ascultă. Atâta timp să nu-i spui nimic. Uite, să știi, eu găsesc că a avut o răbdare de înger. Mă duc să-ți fac o cafea. Ce faceți aici? Ce-ați nebunit? Ce faceți cu pisica? Cel parte are 5 ani, a băgat pisica în apă. Și cu mușcă. Trebuia să spăl că era murdar. Hai, treacă. Da, unde e să pună de acolo? Uite, așa. Ce-i băgat în gură? Ce-i aia? O aspirină că a început să strănute. Aspirină? Vreți să omoră? Ce gata, s-a înghițit? Dacă ce nu are minte de 5 ani, tu câți ani ai? Scoateți imediat pisica de aici. Scoateți imediat pisica de aici. La Luca, prosopul. Mama, ce-i cu părul tău? Flori? Pentru cine sunt florile, mam? Ei, sunt pentru bunica. Scoateți pisica. Sunt pentru mine. Mama? Da? Pot să te întreb ceva? Ce anume? Tu l-ai uitat de tot pe tata? Și dacă l-aș fi uitat? V-am să zic că e ceva serios. Raluca, La vârsta ta și eu credeam că un om e sfârșit după 30 de ani. Sunt gata! Mamă, bani! Am antrenament! Ce știți voi ce singurătate? Ce singurătate, mamă? Nu ne ai pe noi? Mai repede, mamă, mă grăbesc. Am întârziat. Și meciul când îl ai? Mâine la 5. Mâine la 5? Sigur că nu e adevărat. Tu care inventezi minuni de milioane, ce-ți închipui despre mine? Ce-aș putea să-mi închipui? Nu-mi spui nimic? Nu știu nimic. Aș putea să-mi închipui orice. Aș putea să-mi închipui de pildă că te împart cu alt bărbat? Alt bărbat.
Dumnezeu, alt bărbat. Te știi câte sacrificii fac să te am pe tine. Numai pe tine. Numai pe mine. Bine, atunci pentru ce atâta mister? Ce mister? Sunt aici, sunt a ta, te iubesc. Ce mai vrei să știi? Dacă ești cu adevărat aici, ești aici. Cât ești cu mine, să zicem că ești a mea. Perfect. Și pe urmă? De ce mi-ai dat un număr de telefon fals? De ce n-ai vrut să mă vezi? Unde ai fost de anul nou, de pildă? Te-am rugat să facem revelion împreună. Dar ce obligație atât de mare aveai încât n-ai putut să le ocolești? Te iubesc foarte, foarte mult. Dar te rog să nu mai țip. Nu țip! Unde vezi că țip? Spune-mi. Ce să-ți spun? Spune-mi că mă iubești. Fii liniștit. Asta e sigur. Ce iubire o mai fi și asta. În fiecare zi mi-e teamă că ai să te risipești ca fumul. Din când în când câte un telefon enigmatic în care vine voie să-mi spui că te pot întâlni și îmi fixez locul și ora. Eu de la un telefon la altul ce fac? Și o să fie așa mereu, nu? Hm? Într-o zi, poate, fără nicio explicație, nu o să mai sună telefon. E posibil, nu? În ultima vreme ne certăm mereu din cauza asta. Poate că ar fi mai bine să ne despărțim acum. Să ne despărțim acum. Deci mai bine acum decât mai târziu. Așadar, e sigur că ne vom despărți. Nu. De ce? Nu e sigur. Nu, de ce? Nu e sigur. Va să zic că s-ar putea să continuăm așa toată viața. Ascultă. Ce să ne mai despărțim? Nu găsești că suntem și așa destul de despărțiți? Nu, poate m-aș consola și cu ideea asta. Ne consolăm cu cele mai îngrozitoare întâmplări. Dar răsucesc în cap povestea asta până am să... Atât am învățat și eu de la știință. Fiecare fenomen trebuie să aibă un sens. Ce sens are iubirea dintre noi? De unde vine? Încotro se duce? Te-am schimbat eu. Tu. Tu cu timiditatea ta, tu cu tăcerile tale, tu cu candorile tale de fetițe de 16 ani, tu care pare atât de inofensivă, dar care în fond ești atât de bine înarmată, tu care ești în stare să întorci pe dos atât de bine un bărbat întreg. Cu un singur lucru nu m-aș putea împăca, că n-am putut să înțeleg, dar am să înțeleg. Am și o bască pe micio. Acum poți să-mi spui ce ți-a venit să-mi dai întâlnire aici? Știam că-ți place basket. Îmi place. Dar pe tine nu te știam așa sportivă. Stai, unde te duci? Acolo sunt vestiar. Pardon, dați-mi voi. Vrei să fericiți vedeta? Tu nu? Mamă! Să știți că a jucat splendid. Și asta pentru că e inteligent. Să mai spună unii că sportul aparține brutelor și primitivilor. Bravo, mă! Ești bun. Dacă l-ați lăsat să se țină serios cu calitățile lui... Vezi, mamă,
Domnule Andrescu, dăm voie să-ți prezint pe fiul meu, Gelu. Auzi, mama? Gelu? Dacă mă las să fac sport de performanță... Aud, nu trebuie să tipi. Și dă mâna când faci cunoștință cu cineva. Gelu. Gelu Holban. Radu. Radu Andrescu, îmi pare bine. Ai avut o idee grozavă, a fost un meci. Domnul Andrescu vrea să spună că azi ai jucat foarte frumos. Chiar foarte, foarte frumos. Vezi, mama, dacă mă las să fac sport de performanță. Gelu, dar sportul nu e totul în viață. E un lucru foarte frumos, foarte sănătos, dar nu e tot. Nu e așa, domnule Andrescu? Sigur. Sport de performanță. Poți face sport de performanță până la 30 de ani, da? După 30 de ani... Uf, bine că ați ieșit, nu se mai termina odată. Dar de ce n-ai intrat înăuntru? Știi că n-am nimic comun cu baschetul lui. Să vă prezint pe Luca, fiica mea. Holban. Îmi pare bine. Radu. Da? Îi duci tu acasă pe Gelu și pe Raluca? Da, bineînțeles. Dar tu? Nu, pe mine mă lași la redacție. Mai am ceva de lucru. Mamico? Da? Cine este domnul? Domnul? Uh-huh. Domnul e un prieten de-al meu. L-am cunoscut vara trecută, la mare. Uh-huh. Trei viteze? Nu, patru. Acum e a patra. Jos în dreapta, e a patra. Mulțumesc, Radu, și la revedere. La revedere. Bunicii, să-i spunem ceva? Ce să-i spui? A, nu, nimic. Mă gândeam așa. Poate vroiai tu, poate aveai să-i spui ceva. Nu vorbi prostii, n-am nimic. Încă o dată la revedere. Poți să stau în față? Cred că da. Gelu! Poftim! Gelu! Ai grijă, ai bătut mingea destul. Acum te duci acasă, te speli și te apuci de mătă, da? Da, da, așa. Așa departe e? O să ieșim din București. Mai e mult? Nu, nu, nu. Nu mai e mult. Puteam să o luăm pe un drum mai scurt. Ai lungit drumul, gel. Am ocolit. E încă de vreme. Nu vrei să ne mai plimb puțin? Da, bine. Și? Ne-am cunoscut într-o zi, la masă, la prânz, întâmplător. Era un loc liber acolo, eram singur și Monica, mama voastră, era tot singură. Așa ne-am cunoscut. Da, era singură pentru că de obicei nu se desparte de noi. Voia să odihnească. Mersi. Și? Crezi că s-a odihnit? Nu ți se pare totuși că mama voastră duce o viață destul de... Da, tocmai de aceea. Tocmai de aceea ce? Tocmai de aceea ar fi păcat să se mai chinuiască și să ducă o viață și mai grea. Dar câți ani ai? 16 ani, 2 luni, 9 săptămână și 4 zile. Nu semeni cu mama ta. Nu semeni deloc. Știu. Poate doar Gelu îi seamănă. Gelu care crede că toți oamenii sunt buni. Altminteri, îi semănăm lui tata. Îl iubiți? Pe tata. Mama l-a iubit, dar nu se înțelegeau. Nu vă e dor de el? Dor? Noi avem pe mama. Ce nevoie avem de el? Poate că mama are nevoie. Mama ne are pe noi. Mama nu are nevoie de nimeni. Nu crezi că ar trebui să o întreb și pe ea? Nu, nu cred. N-are niciun sens. Mama e foarte naivă, spre deosebire de mine și de bunica, crede că tot ce zboară se mănâncă. Cum nu ești puțin cu ochii pe ea, cine știe ce prostie poate să facă. Și de când s-a întors de la mare, e tot cu mintea în altă parte. Are necazuri la serviciu, vine seara târziu. Bunica zice... Bunica zice? Dumneata zici? Dar ea ce zice?
Cine are dreptul să se amestece în viața ei? Da. Asta mă întreb și eu, cine ar avea dreptul să se amestece în viața ei? Gelu, ar trebui să ne grăbim. Lui când îi place ceva, nu te lasă până nu strică. În care ieșea Mihai. N-avea față, în loc de față avea un gol negru și vrea să-l tragă pe Gelu înăuntru. Și eu îl trăgeam în partea elaltă ca să nu mi-l ia și Gelu se ruga de mine să nu-l mai trag, ca să nu-l doară. Vai de mine, ce îngrozitor a fost. Radu? Da? Vrei să ne plimbăm puțin? Dacă vrei. Ne și plimbăm. Radu! Da? Ce e aia? O băutură pentru îndrăgostiți. Noi suntem îndrăgostiți? E vreo aniversare? Sunt 7 luni de când ne-am cunoscut atunci la mare. Ai uitat? Ei, am uitat. Cum era să uit? Așa ceva se uită? Am plecat azi dimineață, în grabă. Asta e. Sigur. Alminteri, cum să uit? Te aștept. Ascultă. De ce încerci de la o vreme să mă faci să mă simt vinovat? Nu încerc. Nu încerci. Ba încerci. Și reușești. Dacă te simți vinovat, înseamnă că ești. Altfel, de ce te simți? Eu n-am de ce să te acuz. De ce m-ai acuzat? Nu-ți vinovat cu nimic. N-am greșit nimic. N-am promis nimic. N-am... Ei, drăcea dracului, cum reușești întotdeauna să mă scoți din feride? Nici nu mai dau seama ce spun. Dacă ești așa de obosit și de nervos, poate ar fi bine să nu ne mai vedem o vreme. De ce să te mai enervezi și eu? Sigur, sigur. Ai dreptate. Ai perfectă dreptate. Atunci ar trebui să plecăm. Da, sigur. Sigur că da, poate ar trebui să plecăm. De ce să te mint? Atunci ar trebui să plecăm chiar acum, ca să n-ajungem prea târziu. Da, sigur, e târziu. Mâine trebuie să fii la lucru. Dar de ce să plecăm chiar acum? Abia am venit. Înainte spuneai că îți place să stai cu mine. Și acum îmi place. Ascultă, Radu, tu nu te-ai îmbătat, nu-i așa? Vreau să-mi răspund la o întrebare. Dar sincer. Vrei? Ce vrei să știi? Ții minte atunci când ai venit la mine la redacție cu flori. Vorbeai serios sau ai vrut numai să vezi cum reacționez? M-ai refuzat. Dar vorbeai serios? Ai spus nu de nu știu câte ori. Te-ai speriat îngrozitor, parcă ți-ai fi auzit condamnarea la moarte. Sfinte Dumnezeule, răspunde-mi la ce te întreb. Ai spus nu. Vroiai într-adevăr să te căsătorești cu mine? Da. Și acum? Ce-am spus eu, că nu mai vreau? Ai spus numai că voiai. Dacă te-ai răzgândit, asta înseamnă că există o cauză. Care, Radu? S-a făcut foarte târziu. Trebuie să mergem. Antineaur, nu ți se părea târziu? Spune-mi. Ce să spun? Spune-mi ce se întâmplă. Cred că tu ai dreptate. Ca întotdeauna, de-al minteri.
Poate ar fi mai bine să nu ne vedem o vreme. Tot nu mi-ai simțit lipsa. Cu niște copii ca ai tăi, ce femeie ar duce dorul unui bărbat? Merge. Monica, înțelege-mă. O femeie cu sensibilitatea ta, cu caracterul tău, Dumnezeule, dar nu puteam să fac o alegere mai bună. Să știi că m-am luptat mult cu mine însumi. Copiii tăi sunt strâns legați de tine și tu de ei, firesc. Am nevoie de tine, dar am nevoie și de libertate. Cea mai mică constrângere, știi? Tu trebuie să înțelegi, îmi iubesc munca. Poate ar fi mai bine să mai amânăm un an. Între timp copiii vor crește mari și nu vor mai fi o povară pentru nimeni. Cum pot niște copii să fie o povară? Monica! Doamne, cât poți fi de uscat! Dacă ai să mor de infart la birou cu capul peste calculele tale, ce-i să lași în urmă? Ce te făceai dacă aveai un copil cu mine? Atunci ce teorie ai mai fi inventat? La ce înțelegi tu? Ce știi tu din toate astea? Da, da, sigur, sigur. Numai tu le știi pe toate. Experiența îți dă dreptul să emiți maxime. Să-i judeci pe toți ceilalți și să-i condamn fără drept de apel. Tu te consideri eroină. Să te văd ce o să te faci când o să crească copiii mari și o să te părăsească. Crezi că ceea ce faci pentru ei acum se cheamă generozitate, devotament, maternii? Bine, nu. Se cheamă prostie, prostie. E luptat ani de zile. Care e rezultatul? O mașină de scris. A, nu, nu, nu. Și copiii. Și atunci ar trebui să-mi urăsc copiii. Să-i urăsc pentru că mi-a mirosit tinerețea pentru ei. Dar nu pot, Radu. Grozav aș vrea să pot urâ pe cineva. Să o urăsc pe mama cu ideile ei învechite de acum 100 de ani care nu m-a înțeles niciodată. Sau pe Spulber cu mizerile de fiecare zi sau pe Mihai care m-a chinuit ca pe Hristos. Grozav aș vrea să pot urâ pe cineva. Aș vrea ca toată greutatea vieții mele se adune deodată într-un singur om în carne și oase și să pot spune: uite, de la el îți vine tot rău, el e dușmanul tău. Și să-l pot urâ, să mă pot lupta cu el, să-l dobor. Termina! Nu vreau să mă înveți tu, să-mi dai tu lecții. Tu ești admirabil, ești imaculată, ești maica Domnului, ori eu nu vreau să mă căsătoresc cu maica Domnului, nu pot să mă culc cu ea în același pat. E prea curată pentru mine, eu sunt prea murdar și m-am săturat până peste cap. M-am săturat până peste cap de bunătatea ta, de dezinteresarea ta, de sentimentele tale nobile. Oprește. Nu mai pot să le mai suport, înțelegi? Nu mai pot, le scrii prin toți porii. Oprește! De ce să opresc? Oprește! De ce să opresc? Ce vrei? Oprește, vreau să cobor. Stai liniștită. Oprește! Ei, nebunici! Nu uita ce faci! București departe, nebunici! Seara. E aproape dimineață. Atunci, până dimineață. Nu cumva mai ai o țigară? Asta e ultima.
Cred că e cam proastă, nu? E foarte bună. Poți să o termini? S-a întâmplat ceva? Nimic ce se întâmplă. Îmi place să umblu de sculță. Așa e. Așa e. De ce ai plecat cu noaptea în cap? Am vrut să ajung mai repede. Numai că nu știu ce are autobuzul ăsta că întârzi de atât. De 6 luni am mai ieșit din cazarmă. N-am o permisie prea lungă. Ăștia sunt greieri sau mi se pare? Greieri. Grillus domesticus, familia Grillide. Poftim? Așa se cheamă greierele pe latinește. Dar de unde știi? Mă pricep la insecte. Am dat anul trecut la biologie. N-am reușit. Hai, nu mai fi tristă. O să vă împăcați. Cu cine să mă împac? Cu cine te-ai certat? Mai bine să vorbim despre greieri. Știi ce insectă interesantă e greierele? Sare. Sare, sigur că sare. E cum se spune un ortopter saltatoriu. Și ce mai știi despre el? Cântă. Ei, cântă. Știi cum face zgomotul ăsta? Nu știu. Masculul își freacă elitrele. Are pe aripi niște organe care se numesc organe stridulatoare, printre care a lor se produc stridulațiile. Ăsta e cântecul greierelui. Crezi că am putea ajunge pe jos? Unde? La București? Uh-huh. E cam departe, dar se poate totuși. Ar trebui însă să te odihnești puțin. Ai mers ceva și până aici, nu? Hai mai bine să ne așezăm acolo sus. Stai nițel aici, odihnește. N-o să pierdem autobuzul? Dacă vine, se aude el de departe. Cântă foarte frumos. Vrei să-ți prind unul? Dar să nu-l omori. Nu, nu, îl prind și-l aduc. Să cânte aici. Poate găsesc unul strălucitor. Aduceți spalturile, că săriți în aer. Monica, ce cu tine? Hai repede, că sunt udea. Hai. Ce cu tine, dragă, la ora asta? Cum de te-a dat pulber drumul așa de vreme? Mi-a dat drumul de tot. Ce spui? Uite-le. Trebuie să-mi caut alt servici. Ce s-a întâmplat? Du-te și termină-ți dușul. Când ai să ieși, am să-ți spun.
Nemaipomenit, draga, asta îți mai lipsea. A murit mama. Du-te tu înainte cu copii. N-am să întârzi. Trebuie să fi fost îngrozitor. M-am gândit mult în zilele astea. M-am gândit la noi toți. Copiii tăi. Dar nu se poate să nu-ți semene. Tu ai crescut. Sunt niște copii reușiți. Poate ne-am putea înțelege. Și atunci ne mutăm cu toți în aceeași casă. O să-ți găsim un loc mai liniștit decât redacția aia. Mi-a povestit Gina. Monica? Radu, iubitule. E vorba de viața ta. De tine. Nu mai poți trăi în întunericul ăsta. Trebuie să ieși la lumină. Să ies la lumină. Poate vorbesc cu păcat. Dar, Doamne, cât m-a ajutat biata mama murind. Niciodată nu-ți dai seama mai bine cum ai trăit decât atunci când moare cineva lângă tine pe neașteptat. Abia acum înțeleg că tot ce s-a întâmplat, tot, cu Mihai, cu mama, cu Spulber și cu tine. Nu m-a tocorât. M-a făcut să înțeleg. Am înțeles. Tu ai înțeles. S-ar putea întâmpla ca dintre noi doi tu să fi fost cea mai curajoasă. Dar eu n-am luptat. Și tu poți să înțelegi. Din izbânzile, din bucuriile tale. Asta e viața ta. Tu trebuie să-ți vezi de munca ta, de invențiile tale de milioane. Ai să mai faci invenții de milioane, nu? Am să fiu foarte mândră de tine. Thank you.
Ai bani? Nu înțeleg. N-ai nevoie de bani? Nu, n-am nevoie. Ce o să faci de acum încolo? Ce-am făcut și până acum. Am să-mi găsesc un loc mai liniștit decât redacția. Și când or să crească ei mari? Pentru mine n-or să fie niciodată mari. Acum îmi trebuie minte limpede și putere să fac din ei oameni. Foarte multă răbdare. Și puțin noroc. Radu, cu bine. Povestea tinereții tale. De la umbră spre lumină, cum își face cale. Val de mal, astăzi șoapta ta mă-nvie și mă cheamă. Umbra trece, se destramă și va fi lumină de zi.